Peste 200 de adolescenți din toată țara au participat zilele trecute la Cupa României de Cadeți Box 2022, a cărei final a avut loc duminică și care s-a desfășurat la sala polivalentă a municipiului Drobeta Turnu Severin. Competiția a fost organizată în parteneriat cu reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți și Primăria Drobeta Turnu Severin. Peste 200 de adolescenți din toată țara, cu vârste cuprinse între 13-14 ani, au participat la Cupa României de Cadeți Box 2022, care s-a desfășurat la sala polivalentă din municipiul Drobeta Turnu Severin. Competiția a fost organizată de ASE Club Drobeta în parteneriat cu Consiliul Județean Mehedinți și Primăria Drobeta Turnu Severin. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care a susținut mereu atât evenimentele sportive, cât și implicarea tinerilor în cadrul acestora, pentru că Mehedințiul a dat de-a lungul timpului mulți sportivi care au reprezentat România chiar și în competițiile internaționale. Cupa României de Cadeți Box 2022 este primul eveniment sportiv de anvergură care se desfășoară anul acesta la Drobeta Turnu Severin și marchează începutul normalității după perioada pandemiei, care ne-a ținut la distanță. Edilul orașului Marius Creciu a susținut de-a lungul timpului sportul de performanță în rândul tinerilor și nu numai, acesta reprezentând totodată un pas înainte pentru comunitate. Încercăm să repunem pe harta performanței boxul din Drobeta Turnu Severin și din județul Mehedinți. Am organizat această competiție conștienți fiind că o să vină lume, o să vină copii, o să prindă drag de acest sport și înțeleg că avem și noi sportivi în finale, avem deja câteva medalii luate, nu poate decât să ne bucure. Am susținut în anii aceștia de primărie sportul de performanță, îl voi susține în continuare. Sportul reprezintă pentru noi ca și comunitate un pas înainte, un lucru de care avem cu toții nevoie și noi și copiii noștri. Scopul acestor evenimente sportive este acela de a-i încuraja pe tineri să facă performanță. Sportul, indiferent de natura lui, înseamnă sănătate, disciplină și formează o conduită bună pentru viață. Cupa României de Cadeți 2022 la noi în oraș, în Drobeta Turnu Severin. Mă bucur că am avut posibilitatea să organizez acest eveniment. Cu succes, pot să spun. Avem doi sportivi care vor fi în finală astăzi și alte 4 medalii de bronz. Este un rezultat extraordinar de bun. Este mai mult decât mi-am dorit, să fiu sincer, dar copiii au muncit mult și m-au surprins într-un mod plăcut de această dată. Au venit sportivi din toată țara, au fost în jur de 180 de sportivi. Ce să vă spun, o competiție reușită și sper ca și pe viitor să pot să organizez la fel cum am făcut-o și de această dată. Competiția a fost realizată în primul rând pentru copii, dar și pentru mehedințenii deopotrivă, deoarece aceștia sunt iubitori de competiții sportive, iar boxul are mulți împătimiți. În zona noastră asta s-a văzut în numărul mare de oameni veniți la eveniment. Bine v-am găsit, da, este prima dată când ajung în orașul dumneavoastră, frumos într-adevăr, și mă bucur că a luat ființă această secție și că și-a pus bazele pentru viitoarele competiții. Cât de important sunt astfel de meciuri în fiecare?
Suntem la nivel de Cupa României, de cadeți, deci am prima treaptă în categoriile de vârstă. Aici își încep sportivii, practic, activitatea în ramura noastră de sport. Este foarte importantă pentru că aici încep să se formeze primele loturi naționale, primele participare la competițiile internaționale, deci Cupa României, după care începe campionatul național și de acolo, sigur, avem campionatele europene și pentru categoria de vârstă respectivă. Strobeta Turnu Severin a dat de-a lungul timpului boxe mari care au participat la competiții internaționale, iar Cupa României de cadeții box 2022 a fost ca un suflu nou pentru micuții talentați de la noi din județ. În primul rând mă bucur că în sfârșit Turnul Severin a revenit acolo unde era, pentru că aici au fost boxeri mari, inclusiv oameni care au mers la Olimpiadă, antrenori mari. Ei, în sfârșit îl aveți aici pe Gheorghe, pe Sorin, care a arătat din nou că există un antrenor aici, există, el este sufletul, dacă vreți, a acestei competiții. Și nu numai organizatorii, vreau să spun că a avut niște băieți foarte buni deja, are câțiva băieți și în finală și chiar un stil de box, o școală de box de care se vede de aici, de la Turnul Severin. A reușit să-și adune în jurul niște oameni deosebiți, cum este Epuran Gigi, care îl ajută enorm de mult. Am văzut că se implică și primăria, deci organele locale. Înseamnă că poate să facă treabă. De dovadă că organizarea a fost de nota 10, dacă pornim de la 1 la 10, nota 10, totul a fost făcut cum trebuie, cu ștaif, cum zicem noi, și iar din punct de vedere tehnic, baftă mai departe Turnul Severinului, pentru că acest antrenor, Sorin, va face în mod sigur rezultate deosebite. A început cu dreptul, a început bine și va continua în mod sigur. Competiția aceasta a fost dată din partea Federației Române de Box, în special eu fiind și antrenorul lotului național care va antrena acest lot pentru campionatele europene și turneul internațional de la miercuri acest din luna iunie. Eu am fost de acord cu dezvoltarea boxului aici, la dumneavoastră, în regiune și mai ales a inimosului antrenor care s-a ocupat de această competiție, Ghergicescu Sorin. Aici ați avut și aveți o tradiție cu boxul, mai ales că și Pere mi-a fost prieten și mi-a fost și mult, adică și încă mi-e prieten, care aveți un potențial enorm de mult pentru dezvoltarea boxului în această regiune. După cum a spus odinioară fostul campion mondial de box, Lennox Lewis, boxul este la fel ca șahul. Acesta stimulează gândirea prin promovarea unei abordări strategice a infracțiunii și a apărării. Pregătirea implicată în box este, de asemenea, concepută pentru a întări atât psihicul cât și fizicul pentru momentele când lucrurile nu merg așa cum ne-am dori.